În numele Domnului Iisus Hristos deschidem sabatul de tineret prin imnul 579, O Sfânt Sabat. Bun, venim azi înaintea ta să-ți mulțumim că ne-ai adus aici, în casa ta, în sabatul tău. Să mulțumim că putem fi împreună și putem învăța despre tine. Te rugăm acum în mod special să ai grijă de cei care nu au putut să ajungă și să ai grijă de toți cei care nu te cunosc încă și să putem să fim un exemplu pentru ei să se întoarcă la tine. Amin. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin. Amin.
Pacea Domnului. Pacea Domnului. Se aude mai bine. Vă spunem un bun venit în casa Domnului, după o săptămână grea, poate agitată, dinamică pentru cei mai mulți dintre noi. Spunem un bun venit tuturor persoanelor care se află în acest loc binecuvântat, în special invitaților noștri, doresc să le spun un călduros bun venit. Este vorba de un număr frumos de companioni de la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu. Ei sunt însoțiți în această seară de capelanul Liceului Teologic Adventist, fratele Mădălin Avramescu, și de soția dânsului. Vă spunem un bun venit și sperăm că drumul nu v-a pus mai multe probleme decât trebuia să vă pună. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și chiar de la începutul programului. Este primul sabat de tineret din 2016 și l-am vrut cu totul deosebit. O să fie un sabat în care vom mai avea invitați. Mâine ne pregătim să îi așteptăm pe alți companioni de la Câmpina, de asemenea însoțiți de instructorul lor. Invitația rămâne deschisă dacă vor putea să fie alături de noi și invitații din această seară. Avem pregătite mai multe surprize, atât pentru ei, cât și pentru dumneavoastră. Mâine o să avem bucuria să lansăm prima revistă de tineri pentru tineri din comunitatea Popatatu. Dar mai multe amănunte veți afla mâine. Programul din această seară și tema, de fapt, a întregului sabat se intitulează Eu sunt al doilea. Și în această seară o să vedeți că titlul are un joc de cuvinte, 1, 2, stați cu noi. Eu de-abia aștept să văd despre ce este vorba. Vă doresc tuturor să aveți un timp binecuvântat alături de noi în acest sabat. Programul în această seară va conține și câteva puncte muzicale și momente literare, dar în deschidere îl invit pe fratele pastor Mădălin Avramescu pentru un cuvânt adresat tinerilor, adresat dumneavoastră. Să fie un sabat binecuvântat pentru toată lumea. Amin. Ups. Pacea Domnului. Nu știu de ce, dar întotdeauna iese mai bine a doua oară. Pacea Domnului. A treia oară să știți că este și mai bine, dar totuși să nu forțăm nota. Pentru că în acest sabat numărătoarea se oprește la 2. 1, 2, stai cu noi. Am intitulat tema din această seară pentru că în această săptămână am rememorat numărătorile copilăriei. Am crescut pe stradă. Nu în sensul că am fost un copil al străzii, ci în sensul că strada reprezenta un punct de atracție foarte important în perioada copilăriei. Era o plăcere enormă, fie că erai la țară, acolo unde am crescut 8 ani la bunicii mei, fie că erai în oraș atunci când, spre deosebire de ceilalți copii care plecau de la oraș la bunicilor la țară, tu veneai de la țară la oraș, îmi petreceam vacanțele la oraș. Din clasa a 5-a m-am mutat împreună cu părinții mei și am intrat în circuitul tuturor copiilor de la ora, să spun așa, petrecându-mi vacanțele la țară. Nu atât strada reprezenta o atracție deosebită, cât ceea ce se întâmpla acolo. Importanți erau partenerii de joacă. Soseau momente dificile însă atunci când jocul trebuia organizat. Momentul acela trebuia să faci alegeri. Era nevoie să faci echipe pentru fotbal sau pentru țară-țară vrem ostaș. Ați jucat țară-țară vrem ostaș? Ați jucat, da? Ați prins și voi. Bun. Sunt totuși vreo 20 de ani între noi, cu părere de rău pentru mine. Țară-țară vrem ostaș, lapte groșii monopol și multe, multe alte jocuri. De v-ați ascunselea. Se spuneau atunci tot felul de poezii. Ne adunam în cerc
și se număra. Antante, dizemane pe, dizemane. Ah, tot pe stradă? Bun. Se pare că suntem mai mulți aici care am crescut în stradă cu acele jocuri. Nu aveam telefon pe vremea aceea și dintr-un punct de vedere creativitatea ne era stimulată. Am recitit săptămâna aceasta în jur de 30 de poezii, nu le știam pe toate, doar vreo 4-5. Aveam însă colegi de vecini de scară sau vecini de uliță care știau cu nemiluita. Au venit anii 90, s-au inventat altele cu filme americane, cu tot felul, cu Tom și Jerry, în fine. Am găsit săptămâna aceasta această versificație. 1, 2, stai cu noi. 3, 4, hai la teatru. Nu vom merge la teatru și mă bucur că în această seară am venit în casa de rugăciune. Vă invit, dragi tineri, să deschideți telefoanele și pe cei de vârsta mea Sfânta Scriptură. La Evanghelia după Luca, în capitolul 24, avem o pericopă care ne vorbește despre 1, 2, stai cu noi. Versetul 28 până la versetul al 35-lea. Evanghelia după Luca, al 24-lea capitol, de la versetul 28 până la versetul 35. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el, adică Iisus, s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară. Și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Știați că Iisus a fost companion? Ce înseamnă companion? Cei care ce fac? Care frâng pâinea împreună. Avem aici un moment în care Domnul Iisus Hristos frânge pâinea cu acești doi ucenici la Emaus. Este o întâlnire, dacă vreți, a unei grupe de companioni constituită din cei doi plus Domnul Iisus Hristos ca instructor care le prezintă adevăruri de natură spirituală, care este dornic să răspundă invitației lor să petreacă momente agreabile, momente înălțătoare împreună. Este foarte interesant jocul ghiduș pe care îl face Domnul Iisus Hristos. S-a făcut că vrea să meargă mai departe. Este o enigmă pentru mine. Oare de ce a procedat Domnul Iisus așa? S-a lăsat invitat, s-a lăsat prea mult așteptat. De ce a vrut să-i inducă în eroare? Cred că miza aici este faptul că Domnul dorea să vadă cât de bine se simt aceștia doi în compania sa. S-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar intenția lui nu era aceasta, intenția lui era să rămână. Sunt oare momente în viața noastră când Dumnezeu se face că vrea să meargă mai departe, dar de fapt cea mai mare dorință a lui este să rămână cu tine, companionule, cu tine, fostule companion, cu tine, bătrânelule, cu tine, mămico, cu tine, profesionistule?
Iisus s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar intenția lui nu era nici de cum aceasta. Lui Iisus îi place să fie în compania oamenilor. Lui Iisus îi place să stea de vorbă cu companionii. Frângerea pâinii este un element asimilat în persoana lui Iisus. Este un gest, este un fapt pe care el l-a transmis mai departe generațiilor. Să faceți aceasta în amintirea mea. Să frângeți pâinea și să vă întâlniți în jurul vinului. Amintirile despre Iisus se leagă cel mai bine în momente de felul acesta. Și mă bucur că mâine va fi o masă, prilej cu care tinerii și poate și unii dintre părinții lor și dintre instructori se vor cunoaște mai bine unii cu alții. Aceasta este esența și aceasta este marca bisericii primare. Adunarea unor oameni în jurul unei mese, cu scopul de a discuta, de a împărtăși idei, de a se cunoaște mai bine și de a face planuri pentru cei din societate. Ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, 1, 2, stai cu noi. Căci este spre seară și ziua aproape a trecut și Iisus a intrat să rămână cu ei. Avem nevoie să-i cerem lui Iisus într-un timp, în doi timpi, în trei timpi, în orice ritm doriți, să-i cerem lui Iisus să rămână cu noi. Poate nouă ne ia uneori doi timpi, poate nu îi cerem din prima. 1, rămâi cu noi. Poate ne ia 2 secunde. 1, 2, stai cu noi. Oare cât i-a luat celui care a spus, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Nu cred că a mai avut timp să numere propriile raționamente și gânduri, ci strigătul acesta a rupt din pieptul lui. Sau gândiți-vă la experiența lui Petru pe luciul apei care era din ce în ce mai sus, luciul apei, iar el se scufunda și a cerut ajutor. N-a mai avut timp să spună, 1, 2, ajută-mă, întinde mâna. Vă invit să privim la o altă secvență de data aceasta, nu reală, metaforică, dar tocmai această metaforizare o face perenă și o aduce în actualitate. Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Este o imagine ușor răsturnată a ceea ce se întâmplă la Emaus. La Emaus, cei doi se roagă de al treilea, aici unul, cel unul, se roagă de al doilea, care este în interior. Sunt momente în care noi nu mai strigăm după Dumnezeu și nu mai putem spune 1, 2, stai cu noi, pentru că fie considerăm că e prea departe, fie considerăm că n-avem nevoie, dar tocmai acestea sunt momentele în care Dumnezeu apelează la inima noastră și acel 1 îl invită pe al doilea, noi fiind întotdeauna al doilea, să petrecem timp împreună. Voi intra la tine, voi cina cu tine, adică voi fi companionul tău și vreau să stăm împreună. De vorbă să ne cunoaștem. Acesta este misterul, aceasta este fantezia și creativitatea lui doi. În doi se creează emoție. Într-unul te închizi, în doi te deschizi. Doi nu este o cifră a excluderii, ci este o cifră a incluziunii. Dacă în copilărie acele jocuri, acele mantre, acele poezii repetate excludeau pe unii, în alte situații includeau, adică arătau că pe cel pe care pică sorțul îl vrem în echipa noastră. Iată, eu stau la ușă și bat. Vreau ca tu să fii al doilea, vreau să fii lângă mine.
Iisus nu își impune prezența în viața nimănui. Un ultim verset, ultima zonă a Scripturii unde vă invit să deschidem este cea din Ioan, capitolul 14, cu versetul 9. Haideți să citim de la versetul 7 până la 11, cu accent pe versetul 9. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Care este primul? Care este al doilea? Care este al doilea? Care este primul? Pentru că se tot schimbă. Tatăl, Fiul, Tatăl și Fiul, Tatăl. Acest binom și această treime, gândindu-ne și la Duhul Sfânt, creează posibilitatea acestei alternanțe, dacă vreți. Iisus este și primul, Iisus este și al doilea. Iar faptul că a venit pe pământul acesta arată că El poate să fie și ultimul, doar ca să facă din tine al doilea în împărăția sa după Dumnezeu. Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. E un mister aici. Amândoi sunt al doilea. Amândoi sunt al doilea și amândoi sunt primul. Mă întreb spre final și vreau să rememorăm un episod pe care cu siguranță l-ați văzut. Mi-a fost arătat chiar de un instructor de companioni. L-am văzut personal pe Facebook, a intrat pe Flux, dar eram în casa unui instructor de companion când a zis, hai să ne uităm la treaba asta, am înțeles despre ce este vorba, vreau să și văd. Steve Harvey, ați auzit de Steve Harvey? Nici eu nu auzisem, nu știam cum îl cheamă, m-am uitat săptămâna asta să îmi notez numele lui. La finalul anului trecut, la concursul Miss Univers, s-a comis o gafă. A fost chemată o fată în față și s-a anunțat acolo într-o sală cu, nu știu, mii de persoane, cred că erau 2-3 mii. A fost anunțată Miss Columbia, doamnelor și domnilor, este Miss Univers, adică cea mai frumoasă domnișoară din lume. Și după, nu știu, câteva secunde, o jumătate de minut, probabil, uluială totală. Steve Harvey revine și spune, am greșit, și nu e o glumă. De fapt, Miss Univers este domnișoara din Filipine. I am second, sunt al doilea. Acesta este motoul sabatului de tineret, de companioni, pentru că așa s-a intitulat tabăra de astăvară. Credeți-mă, e greu să fie al doilea. Nimănui nu-i place să fie al doilea. Scriptura însăși ne spune, veți fi cap și nu? Nu coadă, dar stai puțin, să fii al doilea nu înseamnă să fii coadă. Probabil la examenele dificile ale vieții, veți dori să fiți măcar al doilea de la coadă, dar peste linie. Nu spun că e de dorit. Însă, în materie de spiritualitate, a fi al doilea este tot skepsisul. El să crească și noi să creștem de asemenea, dar în umbra lui. Când ești primul, când vrei să o iei înaintea lui Dumnezeu, de fapt, te blochezi și îți arăți limitele.
Suntem chemați să credem că putem totul în Hristos care ne întărește. Suntem chemați, chiar când suntem pe locul 1000, pe locul 2000, 100 și al miilea loc în lumea aceasta, suntem chemați să ne amintim că prin puterea lui Dumnezeu suntem primii. El ne va da această putere, dar în materie de spiritualitate, întotdeauna Iisus trebuie să fie the one and only, singurul, unicul, pe primul loc. Priviți, vă rog, la crucificarea Domnului Iisus Hristos. Numărați de la stânga la dreapta, al câtelea a fost? Al câtelea? Al doilea. Numărați din partea cealaltă, al câtelea a fost? Al doilea. Priviți din față crucea, priviți din spate, v-ați gândit vreodată să vă uitați la cruce din spate? Toate reprezentările sunt din față. Probabil n-a fost pe tiparul acesta de amvon, cei trei la amvon crucificați acolo pe scenă, pe deal și în spate nimeni. Imaginați-vă crucea 360 de grade. De oriunde ai privi, Iisus este al doilea. Și asta nu pentru că n-ar fi putut să fie singurul, ci pentru că așa trebuia să se împlinească profeția. Ca locul lui să fie între cei doi tâlhari. Într-un anume sens, a fi al doilea înseamnă și pentru voi, dragi companioni, să mergeți într-o lume plină de tâlhari, fără a fi voi tâlhari. Dumitru Stăniloae spune astfel: nu poți ști de mine dacă nu știu de tine și dacă nu știu de un al treilea, al treilea cu referire la Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, Dumnezeu să ne ajute să spunem 1, 2, mai stai cu noi, mai stai cu noi până la venirea ta, măcar până la venirea ta și de acolo e rezolvată. 1, 2, mai stai cu noi în acest ceas al încercării. 1, 2, mai stai cu noi acum când suntem tineri și suntem atât de asediați de diferite ispite. 1, 2, stai cu noi acum pe finalul vieții și strânge-ne de mână și asigură-ne că totul va fi bine. 1, 2, ajută-ne să trecem pragul în împărăția ta. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute să exersăm această forță vindecătoare, această forță salvatoare, a ceea ce înseamnă ca Iisus să fie primul, iar noi întotdeauna al doilea. Dumnezeu să fie cu noi cu toți și în mod special cu voi, dragi companioni. Amin.
Iisuse bun, ce mult aș vrea să pot iubi ca tine, să știu ierta și în brațe să pot ține pe toți cei dragi, întreaga lor durere. Ce mult aș vrea, cu slaba mea putere, să cresc frumos, să-mi înfloresc cărarea, să ard curat, cum arde lumânarea. Dar sunt biet om, în nedesăvârșire, greșesc și cad sub blânda ta privire. Și-mi spun mereu când către mine cauți, Iisuse bun, ce mult aș vrea să pot iubi ca tine. Amin.
În această notă liniștită, în care se termină programul nostru, doresc să mulțumesc fratelui Mădălin pentru cuvântul din această seară și momentelor muzicale pregătite de corul de tineret, de companioni. Tot ce ați văzut în această seară a fost doar o mică parte din ce va urma mâine, o pregustare a momentelor ce au fost pregătite și vă asigur că nu sunt puține. Și pentru acest lucru dorim să-i aducem laudă și slavă Dumnezeului nostru. Vom încheia serviciul divin din această seară, intonând spre slava Domnului nostru, imnul numărul 606. Rămâi cu noi, e ziua pe sfârșit. Tatăl nostru bun din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, venim în aceste momente înaintea Ta să-ți mulțumim că încă o săptămână ai avut grijă de noi și să-ți mulțumim că ai ales această zi de sabat să fim cu toții la picioarele Tale, să ascultăm mesajul venit din partea Ta, mesaj care în această seară ne-a repoziționat imaginea pe care Tu dorești
ca noi să o avem despre tine și despre cei din jurul nostru. Îți mulțumim, Doamne, că te-ai jertfit pentru noi. Îți mulțumim că ne-ai iubit atât de mult încât te-ai dat pe tine ca jertfă pentru noi. De aceea, Tată bun, venim în aceste momente să îți punem tinerețea noastră înaintea ta, te rugăm să o binecuvintezi, te rugăm să luminezi tu umblarea noastră și calea pe care vom umbla în această viață, te rugăm ca în momentele grele, momentele în care vor veni în deznădejde, va veni supărare, să ne prindem de tine, să spunem mai rămâi, rămâi alături de noi și noi să rămânem alături de tine. Dorim cu toții că atunci când vei reveni să ne iei acasă, să ne chem pe nume și cu toții să trăim o veșnicie alături de tine. Binecuvintează acest sabat, binecuvintează și pe invitații care vor veni mâine, te rugăm să-i aduci cu bine în acest loc, te rugăm să ne vorbești tu fiecăruia, să ne cercetezi și tot ce dorești să facem, să facem cu toată inima. Ne punem din nou la îndemâna ta și te rugăm să lucrezi prin Duhul tău cel Sfânt. Te-am rugat toate acestea în numele Domnului Iisus și îți mulțumim. Amin.